Una dintre cele mai frumoase sportive din România a renunțat la pătrățele. Beatrice Olaru va avea curând o fetiță. Aflăm în exclusivitate pentru Numai de Bine cum s-a simțit în primul trimestru de sarcină, cum se va schimba viața unei sportive într-o astfel de etapă, dar și ce sfaturi are pentru viitoarele mame. Recunosc că mi-este foarte greu să o văd pe Beatrice cu burtică și nu cu pătrățele, așa cum eram obișnuită. Beatrice, ce ai făcut? Ai stricat de când nu ne-am văzut ultima dată, am rămas însărcinată. Aoleu, și cum e? E foarte bine. Acum a trecut perioada aia de primul trimestru în care situația a fost un pic mai greoaie, dar acum sunt bine, mă simt bine, am energie, mă antrenez, sunt activă. Am făcut programul pentru mămici și mama. Din păcate, Beatrice este una dintre acele femei care nu a fost tocmai în formă în primele 3 luni de sarcină. Nu m-am așteptat să-mi fie atât de rău. Știi, a fost un șoc pentru mine, pentru că eu am zis că, având un stil de viață sănătos, fiind activă, sportivă, nu o să simt sarcina. Într-adevăr, acum nu prea o simt, pentru că pot să fiu activă, însă primul trimestru a fost destul de frustrant, pentru că doream să fac lucruri și nu puteam, pentru că mi-era foarte rău. Însă, pe parcurs, și-a revenit. Acum e minunat. Îi place să ne antrenăm împreună, mă lasă să fiu activă și îmi doresc tare mult, fac foarte multă activitate fizică și îmi doresc ca și ea să facă lucrul ăsta. S-au schimbat antrenamentele? Clar s-au schimbat, pentru că nu sunt genul ăla de sportiv care riscă fără niciun motiv. Adică știu foarte clar ce am voie să fac, ce n-am voie să fac și nu am niciun motiv să risc sau să forțez antrenamentele. Dacă ar fi să vorbim despre mămicile care nu erau sportive înainte, le recomand sportul în sarcină? Da, clar. Chiar dacă n-au fost mămici active, chiar mi-a scris o mamă în perioada asta și mi-a spus, ok, da, tu faci sport că ai fost sportivă, dar eu care nu am făcut mișcare până acum, nu e un moment bun să mă apuc, ba da, este un moment extraordinar de bun să te apuci să faci mișcare când ai rămas însărcinată. Asta, dacă ai avizul doctorului și dacă sarcina nu are complicații și dacă medicul tău îți recomandă să faci mișcare, însă trebuie să ai foarte mare grijă cum începi. Pentru că dacă tu n-ai făcut mișcare înainte, e clar că nu poți să începi cu niște antrenamente foarte dificile. Pentru început sunt recomandate sesiunile de mers sau de urcat trepte. Mișcarea este pentru toată lumea și eu recomand tuturor mămicilor să se miște cât uși de puțin, chiar dacă o plimbare de 20 de minute, de 40 de minute. De asemenea, atenție și la stilul alimentar pe care îl adoptați. Eu în perioada aia de primul trimestru, când n-am putut să mănânc nimic, am început să citesc chestii, pentru că când am aflat că sunt însărcinată, mi-a făcut un program foarte riguros de antrenament și de alimentație, astfel încât să-i dau copilului tot ce are nevoie. Și la scurt timp au început să se instaleze simptomele și în afară de mere verzi și cartofi la cuptor, n-am putut să mănânc absolut nimic. Însă, când începi să te simți mai bine, este indicat totuși să te organizezi și din punct de vedere alimentar. De exemplu, în săptămâna 20-21, copilul începe să înghită din acidul amiotic. Și gustul acidului se schimbă în funcție de ceea ce tu mănânci. Am fost foarte grijulie în săptămâna respectivă să mănânc și legume, să mănânc și broccoli, să mănânc și spanac, să mănânc și morcov, să mănânc și oleaginoase, să mănânc și brânzeturi. Dar ți-ai dublat porțiile? N-am dublat porțiile, într-adevăr am o poftă de mâncare mai mare decât înainte, dar încerc să, în momentul în care simt nevoia să ronțăi, nu mă duc către ceva, nu știu, care n-ar fi ok, îmi tai o morcov, îmi tai o gulie, pun puțină sare și ronțăi. Adică încerc să caut variante cât mai sănătoase. Sarcina este momentul cel mai potrivit să-ți faci ordine în viață din punct de vedere alimentar și din punct de vedere al activității fizice.